Era odată o capră care avea 3 iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băț de obraznici ce erau, iar cel mic era harnic și cu minte. Vorba aceea, sunt 5 degete la o mână și nu seamănă toate unul cu altul. Într-o zi, capra chemă iezii de pe afară și le zice: "Dragii mamii copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de ale mâncării. Dar voi încuieți ușa după mine, ascultați unul de altul și să nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Când o-i veni eu, am să vă dau de știre ca să mă cunoașteți și am să vă spun așa: 3 iezi cucuieți, mamei ușa descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte în țâțe, drop de sare în spinare, mălăieș în călcăieș, smoc de flori pe subsuori." "Auzitați ce am spus eu?" "Da, mămâncă," ziseră iezii. "Pot să am nădejde în voi?" "Să n-ai nicio grijă, mămâncă," apucară cu cură înainte cei mai mari. "Noi suntem odată băieți și ce-am vorbit odată, vorbit rămâne. Dacă e așa, apoi veniți să vă sărute mama. Dumnezeu să vă apere de cele rele și mai rămâneți cu bine." "Mergi sănătoasă, mămucă," zise cel mic, cu lacrimi în ochi, "și Dumnezeu să-ți ajute să te întorci cu bine și să ne aduci de mâncare." Apoi capra iesă și se duce în treaba ei. Iar iezii închid ușa după dânsa și trag zăvorul. Dar, vorba veche, păreții au urechi și fereștile ochi. Un dușman de lup, și apoi știți care? Chiar cu mătrul caprei, care de mult pândea vreme cu prilej ca să pape iezii, trăgea cu urechea la păretele din dosul casei când vorbea capra cu dânsii. "Bun," zise el în gândul său, "ia, acum mi-e timpul de iar împinge păcatul să-mi deschidă ușa. Halal să-mi fie. Știu că i-aș cârnosi și i-aș jumuli." Cum zice, și vine la ușă, și cum vine, și începe: "Trei iezi cucuieți, mamei ușa descuieți, că mama va duce vouă frunze în buze, lapte în țâțe, drop de sare în spinare, mălăieș în călcăieș, smoc de flori pe subsuori." "Hai, deschideți cu fuga, dragii mamei, cu fuga." "Ia, băieți," zise cel mai mare, "săriți și deschideți ușa, că vine mama cu de mâncare." "Sărăcuțul de mine," zise cel mic, "să nu cumva să faceți pozna să deschideți, că-i vai de noi. Asta nu-i mămunca. Eu o cunosc de pe glas. Glasul ei nu e așa de gros și răgușit, ci mai subțire și mai frumos." Auzind acestea, lupul se duse la un fierar și puse să-i ascute limba și dinții pentru a-și subția glasul. Și apoi, întorcându-se, începu iar: "Trei iezi cucuieți, mamei ușa descuieți." "Ei, vedeți," zise iarăși cel mare, "dacă mă potrivesc eu vouă, nu-i mămuca, nu-i mămuca. Dar păi cine-i dacă nu-i ea? Că doar și eu am urechi. Mă duc să-i deschid." "Bădică, bădică," zise iarăși cel mic, "ascultați-mă și pe mine.
Poate mai de-apoi a venit cineva și a zice: deschideți ușa că vine mătușa. Și atunci voi trebuie numai decât să deschideți. Dar apoi nu știți că mătușa e moartă de când lupii albi și s-a făcut goale și ulcioare, sărmană. Apoi dă, nu spun eu bine, zise cel mare. Ea de atunci e rău în lume, de când a ajuns coada să fie cap. Dacă te-ai potrivit tu a istora, îi ținea mult și bine pe mămuca afară. Eu unul mă duc să deschid. Atunci mezinul se vâră iute în horn și, sprijinit cu picioarele de prichici și cu nasul de funingine, tace ca peștele și tremură ca varga de frică. Dar frica-i din rai, sărmana. Asemenea cel mijlociu, țuști, iute sub un chirsin. Se înghemuiește acolo cum poate, tace ca pământul și tremură carnea pe dânsul de frică. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Însă cel mare se dă după ușă și să tragă, să nu tragă. În sfârșit, trage zăvorul. Când ia, ce să vadă? Și apoi, mai are când vedea? Căci lupului îi scăpărau ochii și îi sfâria gâtlejul de flământ ce era. Și nici una, nici două, haț! Pe ied de gât. Și-l mănâncă așa de iute și cu așa poftă, de-ți părea că nici pe o măsea n-are ce pune. Apoi se linge frumușel pe bot și începe a se învârti prin casă cu neastâmpări zicând: nu știu, părerea m-a amăgit, ori am auzit mai multe glasuri. Ce Dumnezeu, parcă au intrat în pământ. Unde să fie, unde să fie? Se ițește el pe colo, se ițește pe dincolo, dar pace bună, iezii nu-s nicăieri. Mă, că mare minune-i și asta. Da, nici acasă n-am de coasă, ia să mă odihnesc o leacă de iste bătrânețe. Apoi se îndoaie de șale cam cu greu și se pune pe chersin. Și când s-a pus pe chersin, nu știu cum s-a făcut, că ori chersinul a crăpat, ori cu mătru al strănutat. Atunci iedul de sub chersin să nu tacă, îl păștea păcatul și îl mânca spinarea sărăcuțul. Să-ți fie de bine, nănașule! Ha, 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 ghidi, ghidi, ghiduș ce ești! Aici mi-ai fost! Ia vină încoace la nănășelul să te pupe el! Apoi rădică chersinul binișor, înșfacă iedul de urechi și îl flocăiește și îl jumulește și pe acela de-i merg peticele. Vorba aceea, toată pasărea pe limba ei piere. Pe urmă se mai învârte cât se mai învârte prin casă, doar o mai găsi ceva, dar nu găsește nimic, căci iedul cel cu minte tăcea mult cum în horn, cum tace peștele în borș la foc. Dacă vede lupul și vede că nu mai găsește nimic, își pune în gând una, așează cele două capete cu dinții rânjiți în ferești, de ți se părea că râd. Pe urmă unge toți păreții cu sânge ca să facă și mai mult în ciuda caprei și apoi iese și-și caută de drum. Cum a ieșit dușmanul din casă, iedul cel mic se dă iute jos din horn și încuie ușa bine. Apoi începe a se scărmăna în cap și a plânge cu amar după frățiorii săi. Drăguții mei frățiori,
poate nu s-ar fi înduplecat lupul și nu i-ar fi mâncat. Și biata mamă nu știe de asta mare urgie. Și biata mamă nu știe de asta mare urgie de a venit pe cap. Și bocește el și bocește până la Pucăleșin. Dar ce era să le facă? Vina nu era a lui. Și ce au căutat, pe nas le-a dat. Când jălea el așa, ea ca și capra venea cât putea, încărcată cu dea mâncării și gâfăin. Și cum venea, cât de colo vede cele două capete cu dinții rânjiți în ferești. Dragii mămucuței, dragi, cum așteaptă ei cu bucurie și îmi râd înainte când mă văd. Băieții mamei băieți, frumușei și cucuieți. Bucuria caprei nu era proastă, dar când se apropie bine, ce să vadă? Un fior rece ca gheața-i trece prin vene, picioarele îi se taie, un tremur o cuprinde în tot trupul și ochii se pânjinesc. Și ce era, nu era bine. Ea însă tot merge până la ușă, cum poate crezând că părerea o înșală. Și cum ajunge și începe. Treiezi, cucuieți, mamei ușa descuieți, că mama va duce vouă frunze-n buze, lapte-n țâțe, drop de sare în spinare, mălăieș în călcăieș, smoc de flori pe subsuori. Atunci iedul Mezin, care era acum și cel din tâi și cel de pe urmă, sare iute și-i deschide ușa. Apoi s-aruncă în brațele mânesa și cu lacrimi de sânge începe a-i spune. Mămucă, mămucă, uite ce am pățit noi, mare foc și potop a căzut pe capul nostru. Capra atunci, holbând ochii lung prin casă, o cuprinde spaima și rămâne încremenită. Dar mai pe urmă, îmbărbătându-se, și-a mai venit puțin în fire și-a întrebat. Dar ce-a fost aici, copile? Ce să fie, mămuncă? Ia, cum te-ai dus, dumneata, de acasă? N-a trecut tocmai mult și ia ca se aude cineva bătând la ușă și spunând. Treiezi, cucuieți, mamei ușa descuieți. Și? Și frate-miu cel mare, netâng și ne-a stâmpărat, cum îl știi, fugă la ușă să deschidă. Și atunci? Atunci eu m-am vărât iute în horn și frate meu cel mijlociu sub chersin, iar cel mare, după cum îți spun, se dă cu nepăsare după ușă și trage zăvorul. Și atunci? Atunci cro să fie mare. Nănașul nostru și prietenul dumitale cu mătrul lup se și arată în prag. Cine? Cu mătrul meu? El, care s-a jurat pe părul său că nu mi-a spăria copilașii niciodată. Apoi dă, mamă, cum vezi, e umplut de spărieți. Ei, las că l-o învăța eu. Dacă mă vede că s-o văduvă sărmană și cu o casă de copii, apoi trebuie să-și bată joc de casa mea. Și pe voi să vă puie la pastramă? Nici o faptă fără plată, ticălosul și mangositul. Încă se rânja la mine câteodată și-mi făcea cu măseaua, apoi doar eu nu-s de celea de care crede el. N-am sărit peste garduri niciodată de când sunt. Ei, taci cu metre că te-o blăza eu. Cu mine ți-ai pus boi în plug, apoi ține minte că ai să-i scoți fără coarne. Of, mămucă, of, mai bine taci și lasă-l în plata lui Dumnezeu, că știi că este o vorbă, nici pe dracu să nu-l vezi, dar nici cruce să nu-ți faci. Ba nu, dracul mami,
că până la Dumnezeu sfințiți eu sufletul. Și apoi ține tu, copile, minte ce-ți spun eu, că de ea mai da lui nasul să mai miroase pe aici, apoi las. Numai tu să nu cumva să te răsufli cuiva ca să prindă el de veste. Și de atunci căuta și ea vreme cu prilej ca să facă pe obraz cu matrusul. Se pune ea pe gânduri și stă în cumpene cum să treagă și ce să-i fac. Aha, ia acu, i-am găsit leacul, zise ea în gândul său. Taci că i-o-i face eu cu mătrului una de și-a mușcat labele. Aproape de casa ei era o groapă adâncă. Tocmai acolo-i nădejdea caprei. La cada cu dubala cu mătre lup, că nu-i de chip. Ia de-acu să înceapă fapta. Hai, la treabă cu mătriță, că lupul ți-a dat de lucru. Și așa zicând, pune poalele în brâu, își suflecă mâncile, ațăță focul și se apucă de făcut bucate. Face ea sarmale, face plachie, face alivenci, face papă cu smântână și cu ouă și la fel de fel de bucate. Apoi umple groapa cu jăratec și cu lemne putregăioase ca să ardă focul mocnit. După asta așează o leasă de nuiele numai înținată și niște frunzare peste dânsa. Peste frunzare toarnă țarnă și peste țarnă așterne o rogojină. Apoi face un scăuieș de ceară anume pentru lup. Pe urmă lasă bucatele la foc să fiarbă și se duce prin pădure să caute pe cumătru său și să-l poftească la praznic. Merge ea cât merge prin codru până ce dă de o prăpastie grozavă și întunecoasă și pe o tihărie dă cu crucea peste lup. Bună vremea, cumătră, dar ce vânt te-a bătut pe aici? Bună să-ți fie inima, cumetre, cum ții cătătura? Apoi dă, nu știi dumneata că nevoia te duce pe unde nu ți-i voia? Ia, nu știu cine a fost pe la mine pe acasă în lipsa mea, că știu că mi-a făcut-o bună. Ce fel, cumătriță dragă? Ea a găsit iezii singurei, i-a ucis și i-a crâmpoțit, de le-am plâns de milă. Nu mai văduvă să nu mai fie cineva. Da, nu mai spune cu mătră. Apoi de-acum ori să spun, ori să nu mai spun că tot una mie. Ei mititei s-au dus către Domnul și datoria ne face să le căutăm de suflet. De aceea am făcut și eu un praznic după puterea mea. Și am găsit de cuvință să te poftesc și pe dumneata cu metre, ca să mă mai mângâi. Bucuros, bucuros, dragă cu mătră, dar mai bucuros eram dacă m-ai fi chemat la nuntă. Te cred cu metre, dar apoi dă, nu-i cum vrem noi, ci cum vrea cel de sus. Apoi capra pornește înainte plângând și lupul după dânsa prefăcându-se că plânge. Doamne cu metre, doamne! Zice capra suspinând. De ce ți-i mai drag în lume, tocmai de aceea n-ai parte? Da, păi dă, cu mătră, când ar ști omul ce-ar păți, dinainte s-ar păzi. Nu-ți face și dumneata atâta inimă rea, că odată avem să mergem cu toți acolo. Așa este cu mătră, nu-i vorbă, dar sărmanii gâgâlici de curând s-au mai dus. Apoi dă, cu mătră, să vede că și lui Dumnezeu îi plac tot puișorii de cei mai tineri. Apoi dacă i-ar fi luat Dumnezeu, ce mi-ar fi? Apoi așa? Doamne, cu mătră, doamne, voi face și eu ca prostul. Oare nu cumva nea Martin a dat raită pe la dumneata pe acasă? Că mi-aduc aminte că cu l-am întâlnit odată prin zmeuriș. Și mi-a spus că dacă ai vrea dumneata să-i dai un băiet, să-l învețe cu o jocăria. Și din vorbă în vorbă, din una în alta, ajung până acasă la cumătră. Ia, poftim cu metre, zise ea luând scăuieșul și punându-l deasupra groapei cu pricină. Și scole și să ospătezi o leacă din ceea ce ne-a dat Dumnezeu.
răstoarnă apoi sarmalele în strachină și îi le pune dinainte. Și atunci lupul nostru începe a mânca hâlpav și cogâlț, 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 îi mergeau sarmalele întregi pe gât. Dumnezeu să ierte pe cei răposați cu mătră că bune sarmale mi-ai făcut. Și cum o spăta el, buf, cade fără sine în groapa cu șăratec, căci scăuieșul de ceară s-a topit și leasa de pe groapă nu era bine sprijinită. Nici mai bine, nici mai rău, ca pentru cu mătru. Ei, ei, acum scoate lupe ce ai mâncat, cu capra ți-ai pus în cârd, capra ți-a venit de hac. Văleu, cu mătră, tălpile mele, mă rog, scoate-mă că mi-arde inima în mine. Ba nu, cu metre, că așa mi-a ars și mie inima după iezișorii mei. Lui Dumnezeu îi plac pui de cei mai tineri, mie însă îmi plac și de ești mai bătrâni, numai să fie bine fripți, știi, cole, să treacă focul prin trânsii. Cu mătră mă pârlesc, arde tot, mor, nu mă lăsa. Ars cu metre mori, că nici viu nu ești bun. De-abia ea mai trece băietului ăsta, ea despăriet, că mult păr îmi trebuia de la tine ca să-l afum. Ți-aduce aminte, dihanie răutăcioasă și spurcată, când mi te-ai jurat pe părul tău și bine mi-ai mâncat iezișorii. Mă ustură inima în mine cu mătră, mă rog, scoate-mă și nu-ți mai face atât o sândă cu mine. Moarte pentru moarte, cu metri arsură pentru arsură, că bine o mai pleznici din ioare cu cuvinte din scriptură. După aceasta, capra și cu iedul au luat o căpiță de fân și-au aruncat-o peste dânsul în groapă ca să se mai potolească focul. Apoi, la urma urmelor, năpădiră asupra lui și mai trântiră în cap cu bolovan și cu ce-au apucat. Și așa s-a păgubit sărmana capră și de cei doi iezi, dar și de cu mătrusul lupul. Păgubaș a rămas și păgubaș o să fie. Și auzind caprele din vecinătate de una ca asta, tare le-a mai părut bine. Și s-au adunat cu toatele la priveghi și unde nu s-au așternut pe mâncate și pe băute, veselindu-se împreună. Și eram și eu acolo de față și îndată după aceea am încălecat iute pe oșa și am venit de v-am spus povestea așa. Și am mai încălecat pe o roată și v-am spus jitia toată. Și unde n-am mai încălecat și pe o căpșună și v-am spus, oameni buni, o mare și gogonată minciună.